turbi o rezonanță. Ceea ce poate face Dio nu face nici un alt aparat. Împreună cu domnul Sârbu și cu echipa excelentă de la Ziua Internațional, am început acest curs care au drept scop promovarea cunoștințelor despre aparatul Stio, inventat de domnul profesor Nelson, care au ca drept scop formarea câtor mai multor medici, dar și din alte profesii, pentru folosirea aparatului Stio, cursuri care sunt acreditate pentru a doua oară de Colegiul Medicilor și Farmaciștilor din România, cu 60 de puncte de educație medicală continuă postuniversitară. Se dezvoltă și există interes și asta mă bucură. Mă bucur foarte mult să fiu aici. Numele meu este Stephanie Heiliger. Voi răspunde multe ori întrebări astăzi. Folosiți cancer scanul pentru a face profilaxia recidivilor. Deci pacienții diagnosticați cu epilepsie clinic și paraclinic. Se recomandă terapie. Deci, vom discuta despre boala Crohn. Este clar un ajutor și mă bucur că suntem la acest curs. Ceea ce luam mai rău o făceam și atunci am început să caut medicina alternativă. Și cu CIO tot timpul am reușit să rezolv problema asta. M-am îndrăgostit de eu, am zis că trebuie să-l cunosc cât mai bine, să pot ajuta și alți oameni. Spor la treabă, fiți impetuoși. Stio face 2 miliarde de măsurători pe minut. Și atunci este foarte important ca terapia pe Stio să fie completă. Un ajutor pentru orice medic, deci trebuie să vă plăci. Să mă duc la programul de adicție, să mă lăsă de tutun. Treceți cât mai mult timp cu pacientul încă de la prima sesiune, eu stau cel puțin 3 ore. Acest concept l-am dezvoltat în ultimele 6 luni. Important atunci când lucrați cu Stio să căutați tot timpul cauzele.
voi arăta câteva lucruri speciale din program. Putem să stabilim o oră sau o dată și putem să ne întâlnim la calculatorul dumneavoastră. Ceea ce facem noi cu Scio este un lucru de calitate superioară. Vă mulțumesc! Aștept ediții următoare. Vă urez foarte mult succes, toate cele bune și, bineînțeles, foarte multă sănătate. Mulțumesc!